Bună ziua, bună ziua! Eu sunt Snick și astăzi vreau să-i acord un interviu lui Max și altele. Ok, Max, vreau să dau drumul la filmare. Poți dai drumul, nu te las. Ok, să înțeleg că vrei să treci pe la mine să fac ceva de ronțăit? Frate, am nevoie de multă mâncare, gen multă, multă, multă mâncare. Ok, văd că ți-e foame, deci hai odată. Dacă vreau să mănânc. Păi da, mă, dar vino că fac eu. Păi tu nu faci de mâncare. Oh my god, mă, Max, mă, cred că ți-e rău. Vrei niște pastile? Nu-mi plac pastilele. În fine, hai să vorbim despre altceva. Ce le-ai spune unor țigani dacă ar veni la tine când mergi pe stradă? Acum vreau să mor. Nu, 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 acum serios, chiar ce le-ai spune? Maxi aici? Maxi aici? Ah, păi e regula aia cu țiganii. Când crezi că ai scăpat de Oh unul? my god, a mai venit unul. A mai venit unul. Păi și dacă te-ar lovi, ce-ai face? Aștept să mă regenerez. Păi am înțeles că tu ai bătut un țigan. Ce ai de spus despre asta? Trebuie să recunosc, sunt și eu surprins de faptul că am reușit să-l bat. Of, 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 of. Hai să nu mai vorbim despre mâncare și despre țigani. Hai să vorbim despre șosete. Ia zine despre șosetele tale. Adică o pereche din cele mai șmechere pe care le-am avut și chiar nu regret că le-am cumpărat, sunt destul de scumpe. Păi și cam cât au costat șosetele astea? Sunt undeva la 8 milioane și ceva. Max, cu 8 milioane dădeam de mâncare la toată Africa. Inițial am zis, bă, oare chiar merită atâția bani? Da, chiar merită, chiar sunt făcute ca să coste atât. Și când te gândești că sunt doar niște șosete. Ce nesimțit. Nesimțit? Cum poți să spui asta într-un interviu? Luptă fără pantaloni. A, deci ți-e frică să mă înfrunți în cuvinte și acum vrei să ne batem în creanga goală, nu? Aparent. Da, nu mai zic nimic. Mă, domin sau ce? Max, gata, am terminat. Hai să vorbim și despre altceva. Totuși e un interviu. A, ok. Deci, vrei să spun o glumă? Fii și tu măcar o dată serios cu mine. Bine, bine, domnule, îngânfat, ce doamne. Voiam să spun și eu că fac aproape 9.000 de abonați. Fucking nice, ești nebun. Dacă nici asta nu merită like. Au, ăsta e Max pe care îl știam eu. Pe bune, frate. Și înainte să închid interviul, ai de spus ceva de final? Hai repede să mergem și să mai jucăm încă un meci. Nu, 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 Max, nu poți, e sfârșitul interviului, altceva trebuie să spui. Mai jucăm încă un meci? Nu, Max, Max, oh my god. Ok, cam atât cu interviul, Max chiar are chef să se joace niște Skywars.